Există cazuri în care șoferii nu au la îndemână actele originale și circulă pe drumurile publice cu o copie Xerox a permisului, a cărții de identitate sau a certificatului de înmatriculare. Conform legii, conducătorii auto trebuie să aibă la ei aceste acte în original, însă există și o singură excepție. Toți șoferii trebuie să aibă în mașină documentele originale atunci când se deplasează pe drumurile publice. Conducătorii auto care nu au la ei permisul de conducere în original și îi înmânează polițistului o copie Xerox s-ar putea alege cu amendă. Participanții la trafic sunt obligați ca la cererea polițistului rutier să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus. Conform articolului 35, alineatul 2 din legea 195/2002. Singura excepție de la regulă fiind reprezentată de asigurarea RCA, care poate fi înmânată ori în format electronic, ori sub formă de copie Xerox. Cu ajutorul stației de comunicare puse la dispoziție, oamenii legii pot verifica identitatea conducătorului auto și datele referitoare la permisul său de conducere. Însă este posibil ca în anumite situații acesta să nu poată fi utilizată sau sistemul să nu poată fi accesat. Din acest motiv, conducătorii auto sunt obligați prin lege să aibă în permanență asupra lor documentele originale. De menționat este că pot fi aplicate o serie de sancțiuni care constau în reținerea permisului de conducere sau a talonului. În mod limpede, polițistul nu poate reține o copie Xerox după aceste acte. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a treia de sancțiuni, nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute de articolul 35 alineatul 2, potrivit articolului 101.18 din legea circulației. De asemenea, șoferii riscă să se aleagă cu aceeași amendă dacă înmânează polițistului o copie a permisului de conducere, a talonului sau a cărții de identitate. Totodată, persoanele care nu au la ei niciun fel de document pot fi transportate la secția de poliție pentru stabilirea identității, relatează adevărul.ro.